Afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul. Este zicala care se potrivește cel mai bine Muzeului Național de Istoria României. Clădirea este într-un stadiu avansat de degradare și riscă să se prăbușească în cazul unui cutremur major. În mai 1890, Consiliul de Miniștri aprobă deschiderea unui credit de 3 milioane de lei pentru construirea Palatului Poștelor și Telegrafelor. Lucrările încep în 1894, iar în toamna anului 1901 este inaugurat fără fast într-o perioadă de austeritate financiară. Palatul costase dublu. În 1972 se transformă în cel mai mare muzeu de istorie din România. Puțin știu însă că, de fapt, astăzi doar câteva săli ale muzeului sunt vizitabile. De 16 ani, 80% din suprafața Muzeului Național de Istoria României, adică 10 de încăperi, sunt inaccesibile publicului și vor rămâne la fel încă mulți ani de acum încolo. Vizitatorul are acces doar la Tezaurul României, în lapidarium, unde este columna lui Traian, în holul de la intrare și într-o zonă a aripii din dreapta. Practic, din 60 de săli ale clădirii, doar 4 spații sunt deschise publicului. Muzeul Național de Istoria României este, de fapt, un uriaș depozit. De aproape o generație, peste 700.000 de obiecte de valoare inestimabilă stau departe de ochii vizitatorilor. În depozite sunt circa 750.000 de obiecte și în expunere sunt circa 4.000 de obiecte. În 116 ani, clădirea unde se află acum Muzeul Național de Istoria României a trecut prin 2 războaie mondiale și mai multe cutremure puternice. În anul 2000 se ia decizia renovării muzeului. Firma Rom Construct Holding Group SA, deținută de Vasile Turcu, mai cunoscut prin faptul că a fost acționar al clubului Dinamo, câștigă licitația și se angajează să reconsolideze imobilul. Întreaga expoziție a fost demontată și obiectele plasate în diverse spații improprii, pentru că pe lângă sările de expoziție au fost desființate și vechile depozite și au fost desființate și laboratoarele de restaurare. Mai mult decât atât, începând cu acoperișul și terminând cu fundația, dar și instalația electrică și canalizare și aprovizionare cu apă și de gaz și așa mai departe, s-au degradat datorită trecerii timpului. Lucrările au început în anul 2002. Ulterior, suma necesară renovării a ajuns să fie de 5 ori mai mare, după ce s-au încheiat mai multe acte adiționale. Până pe 22 decembrie 2006 s-au cheltuit circa 53 de milioane de lei, echivalentul la un curs mediu al monedei euro în perioada anilor 2002-2006, de echivalentul a circa 16 milioane de euro. Noi am mai trecut printr-o experiență absolut nefericită, aproape ca zice criminală, în care piesele au fost păstrate în muzeu și multe s-au degradat în timpul lucrărilor. Ele au fost duse din loc în loc, fără să fie depozitate corespunzător. În replică, Rom Construct ne-a comunicat printr-un e-mail că nu au existat cazuri în care lucrările să se fi desfășurat în spații unde mai erau exponate, ori situații în care obiectele să nu fi fost protejate. Iar costurile suplimentare au apărut după ce beneficiarul ar fi cerut lucrări care nu erau prevăzute în proiectul inițial, așa cum ar fi înființarea Muzeului Național Filatelic, a Laboratorului Central de Restaurare sau înlocuirea corpurilor de încălzire în toată clădirea. Rom Construct mai arată că lucrările nu au fost terminate din cauza opririi finanțărilor în anul 2006. Oricum, în interior, muzeul arată ca după un război civil. Poate cea mai bună dovadă a lucrului făcut de Montuel este această încăpere, unde tavanul deja s-a prăbușit, iar pereții de rigips s-au început să cedeze. Același lucru ar putea să se întâmple în încăperea cealaltă, unde tavanul deja s-a boltit și ar putea să se prăbușească dintr-o clipă în alta. Din păcate, sunt două încăperi, un depozit unde... depozitul de textile istorice, unde puțin a lipsit să nu omorâm doi angajați ai muzeului, da? Două doamne care deschideau ușa depozitului, conservatorul și un muzeograf care studia piesele, deschideau ușa când s-au prăbușit 190 de metri pătrați de tavan, cântărind multe tone. Și în vara acestui an s-au prăbușit 120 de metri de tavan într-un spațiu care era destinat spațiului de expunere, deci unde, în mod obișnuit, ar fi fost public și supraveghetor și personal de muzeu. Nici nu vreau să mă gândesc ce consecințe ar fi avut un asemenea incident într-un muzeu funcțional. Rom Construct explică aceste situații cu ajutorul contractului de execuție, unde garanția acestor lucrări a fost de 2 ani. Firma ne-a mai dat ca exemplu autostrăzile, care au aceeași perioadă de garanție. În același comunicat, Rom Construct ne-a transmis și o sesizare către Inspecția de Stat în Construcții cu privire la pericolul pe care îl reprezintă abandonarea lucrărilor. Inspectorii au decis că, în cazul producerii unui cutremur, responsabilitățile revin doar muzeului. Cele mai grave semnale de alarmă vizau zonele de la subsol, unde piesele de susținere a planșeilor erau foarte corodate. Rom Construct ne-a mai comunicat că, în cazul reluării proiectului de consolidare a muzeului, va participa din nou la licitație. Muzeul Național de Istoria României, clădirea care îl adăpostește și instituția pe ansamblu, se află într-o situație mult mai gravă decât era în 2002, când au început lucrările de restaurare, consolidare și reamenajare a muzeului. Și DNA ar trebui să pună umărul la recuperarea istoriei României, și anume luând urma banilor cheltuiți de pomană pentru lucrări care mai rău au făcut acestei clădiri de patrimoniu. Chiar dacă printr-o minune s-ar găsi banii necesari pentru începerea imediată a lucrărilor, mai întâi trebuie găsită o altă locație pentru conservarea pieselor de muzeu în bune condiții. Sutele de mii de exponate ale Muzeului Național de Istorie trebuie mai întâi împachetate în lăzi speciale, asigurate și apoi transportate într-un loc unde vor fi conservate pentru 5 sau 6 ani. Toate acestea înseamnă cheltuieli enorme. Am vizitat spații foarte potrivite ca dimensiuni și ca posibilitate de a fi amenajate relativ ieftin și repede în Casa Presei Libere. Acolo sunt hale uriașe de mii de metri pătrați și foarte înalte, care se pot transforma fără cheltuieli foarte mari. Sigur, trebuie să ne gândim la orice scenariu, inclusiv acela de a aduce patrimoniu în caz de criză gravă în locuri sigure și, de asemenea, să aibă vecinătăți care să nu fie un factor suplimentar de insecuritate. Chiar dacă muzeul ar fi consolidat și renovat, în interiorul său oricum nu ar mai fi loc pentru expunerea tuturor obiectelor aflate în depozite. Sunt zeci de mii de piese de patrimoniu pe care nimeni nu le-a văzut până acum. În această clădire aparent mare, practic nu există spații suficiente pentru a depozita colecția pe care o avem acum. Colecția noastră crește anual cu minimum 5.000 de piese. Deja există un proiect care prevede crearea a 3 noi niveluri subterane sub curtea interioară. Costurile tuturor lucrărilor necesare renovării și reconsolidării Muzeului Național de Istoria României sunt estimate la 110 milioane de euro. În 5 ani de la începutul finanțărilor vom putea reface clădirea, extinde, moderniza și, sigur, amenaja o parte din expoziții pentru public. Am propus conducerii muzeului să facă apel și la românii care își iubesc țara și care doresc și pot să contribuie la salvarea istoriei României. Ar fi o idee nu numai minunată și salvatoare pentru instituție, dar ar fi dovada unui spirit civic de solidaritate a cetățenilor în jurul nu numai a unei instituții care, fără să fim lipsiți de modestie, reprezintă simbolic națiunea română. Este o instituție depozitară a unor valori extraordinare. Patrimoniul nostru reevaluat înseamnă multe, multe miliarde de euro și este cartea de vizită a noastră într-o lume în care identitatea culturală este din ce în ce mai importantă. Televiziunea română inițiază campania Salvați istoria României. Așa cum în trecut am dat 1 leu pentru Ateneu, acum este momentul să fim din nou solidari, iar astfel să ne recuperăm trecutul. Sunt Cristian Răuțu și vă mulțumesc!